Salut, dragi prieteni, numele meu este Andrei Cruitoru și mă bucur că uh, ați ales să vizionați uh, acest episod din seria Apologia, serie în care analizăm anumite doctrine, anumite uh, practici din mediul evanghelic, anumite învățături, anumite predici. Uh, scopul acestor clipuri nu este să analizăm, uh, în primul rând, oameni și să ne dăm cu părerea despre... Uh, persoanele lor, despre caracterul lor, despre trecutul lor, despre denominațiile bisericilor și așa mai departe, ci despre teologia, afirmațiile, doctrinele și impactul acestor uh, în comunitatea credincioșilor. În această apologie aș vrea să abordez afirmațiile fratelui Adrian Tămaș din data de 28-2018 a -a din Biserica Sfânta Treime din Baia Mare Uh, afirmații care au legătură cu predestinarea și liberul arbitru. Din nefericire, afirmațiile acestea nu pot fi puse în context uh, larg al gândirii dumnealui, pentru că este uh, doar o porțiune mică în care dumnealui uh, face câteva afirmații despre predestinare și liber arbitru, după care revine la subiectul pe care l-a avut în predica respectivă. Din capul locului, vă spun, eu mă bucur că Discuția despre predestinare și liber arbitru încet, încet este abordată, deși cu oarecare timiditate din partea unora, este abordată și în România. Fiecare are dreptul și responsabilitatea să-și respecte conștiința luminată de cuvânt, așadar seria aceasta de episoade și seria apologia nu este intenționată să transmită mesajul că cineva n-ar putea să aibă opinia lui personală și că doar opinia mea contează, nu. Seara aceasta vrea doar să abordeze din alt punct de vedere ceea ce este predicat, ceea ce este transmis. Deși avem dreptul și responsabilitatea să ne respectăm conștiința luminată de Cuvântul lui Dumnezeu și să nu predicăm lucruri pe care nu le credem, totuși contează nu doar să ne respectăm conștiința luminată de Cuvântul lui Dumnezeu sau conștiința care ne spune că un anumit lucru înseamnă ceva ci este important și dacă suntem cinstiți în a prezenta subiectul așa cum este el în realitate și a prezenta subiectul așa cum este el prezentat în Sfânta Scriptură. Deci nu contează doar dacă tu ești sincer și dacă ai intenții bune, dacă conștiința ta spune, da, e ok, tu chiar asta crezi, e bine, predică ce crezi tu. Ci contează și dacă ești cinstit în a prezenta opinia altuia, de exemplu, da, părerea altuia, teoria, doctrina altuia, într-un mod corect, da, fără să o caricaturizezi. Și este important dacă ești cinstit în a prezenta subiectul respectiv așa cum este el prezentat în Sfânta Scriptură. De aceea vă invit la analizarea câtorva afirmații prezentate în această predică de către fratele nostru cu privire la subiectul predestinării și a liberului arbitru. Acum ați să subiect un de aici. Ales. Maria așa ales Nu-i predestinare. Liber. Avem așadar afirmația aceasta. Maria și-a ales partea cea bună și nu este predestinare, ci este liber arbitru. Într-un mod izbitor, clar, limpede, fratele uh, transmite ideea că ar exista uh, o excludere reciprocă între predestinare și liberul arbitru. Dacă am luat uh, reformatorii care au discutat unii dintre ei pe larg, de exemplu Luther și Calvin, despre predestinare și liberul arbitru, vedem că în concepția lor predestinarea și liberul arbitru nu s-au exclus în mod necesar. Așa că înainte să prezinți un asemenea concept, predestinarea și liberul arbitru, ca excluzându-se reciproc, probabil că ar trebui în primul rând să studiezi, să vezi ce au spus alții despre subiectul acesta, mai ales că nu suntem noi primii care discutăm despre aceste lucruri. Într-adevăr, aș fi de acord că prezesnarea și liberul arbitru se exclud reciproc, dar asta depinde de modul în care definești termenii. De modul în care definești termenii. Dacă definești, de exemplu, liberul arbitru ca puterea de a face absolut tot ceea ce vrei și tot ceea ce nu vrei, de a avea puterea de a alege în mod egal lucruri pe care vrei să le alegi, lucruri pe care nu vrei să le alegi, atunci, asemenea, liberul arbitru nu există, este o schizofrenie asta, da? Un asemenea liber arbitru nu există, cel puțin din punct de vedere spiritual. Oamenii născuți în păcat nu doresc și nu pot să facă lucrurile lui Dumnezeu, să se supună lui Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu. Deci nu au liber arbitru din punctul ăsta de vedere. Dacă definești liberul arbitru ca uh, puterea de a face toate lucrurile care stau în natura ta să le faci, așa vom putea fi de acolo și să spunem, da, omul al liber arbitru să facă tot ce este natura lui să facă. Dacă natura unui om este păcătos, atunci omului stă în natură să facă ceea ce este uh, păcătos. Ceea ce diferențiază un grup de oameni de alt grup de oameni în privința subiectului predestinării și al liberului arbitru uh, nu este neapărat ideea că cele două se exclud. Chiar și în concepția aceasta există doctrina predestinării. Da, din punctul meu de vedere, nu este doctrina biblică, dar există doctrina predestinării și nu se exclude reciproc predestinarea și liberul arbitru. De asemenea, în doctrina calvinistă, predestinarea și liberul arbitru nu se exclud dacă cele două concepte se uh, explică bine. Diferența stă în modul în care explicăm legătura dintre predestinare și liberul arbitru. Care este legătura dintre predestinare și liberul arbitru? Sunt două variante. Unu că predestinarea pe care a făcut-o Dumnezeu, da? hotărârea lui Dumnezeu de a ne mântui, se bazează pe decizia omului care a fost preștiută de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că factorul decisiv în mântuire este omul, omul a fost preștiut de Dumnezeu ca alegându pe Dumnezeu și de aceea Dumnezeu l-a ales. Deci Dumnezeu reacționează în cazul ăsta, omul face decizia finală. Și cealaltă parte, cealaltă legătură care se face între predestinare și liberul arbitru, în doctrina calvinistă, în doctrina reformată, este că Dumnezeu îl alege pe om din veșnicie și pentru că Dumnezeu l-a ales pe om, dar Dumnezeu este cauza, omul apoi îl alege pe Dumnezeu. Așadar, este clar că nu se exclud cele două, alegerea lui Dumnezeu și alegerea omului, dar legătura dintre aceste două concepte este foarte bine destabilită. Cine alege pe cine, prima dată, da? Pe ce se bazează alegerea lui Dumnezeu? Am putea pune lucrul așa. Alegerea lui Dumnezeu se bazează pur și simplu pe planul lui și hotărârea lui suverană de a mântui oamenii? Sau alegerea lui Dumnezeu se bazează pe alegerea omului, pe decizia omului, pe ceea ce omul hotărăște să facă cu harul pe care Dumnezeu îl dă prin faptul că îi prezintă Evanghelia? Ceea ce, într-un fel, mă... Dezamăgește, într-o oarecare măsură, în afirmațiile pe care le-am ascultat, este că se caricaturizează predestinarea. Se induce ideea că predestinarea ar exclude liberul arbitru, ceea ce este fals. Asta este o caricaturizare. Un mod în care poți să-ți uh, înfângi oponentul, aparent, sau cel puțin înaintea oamenilor, da? cu zâmbetul pe buze, foarte satisfăcut, foarte împlinit că ai rezolvat problema asta nerezolvată de atâtea secole, este să caricaturizezi. Da, soluția este să caricaturizezi, să prezinți o imagine falsă, o opinie falsă care nu există în realitate. Da? Caricaturizezi predestinarea, cum face fratele în cazul acesta, o caricaturizează, ca și cum predestinarea ar exclude alegerea omului. Și atunci, bineînțeles, toată audiența va spune, domnule, e aberant lucrul ăsta că noi nu alegem, pentru că noi știm că alegem. Da? Noi știm că alegem. Deci predestinarea nu este adevărată. Asta este o caricatură. În realitate, predestinarea nu exclude alegerea, ci predestinarea face posibilă alegerea noastră. Predestinarea este cauza acțiunii noastre, da? Cauza îndreptării noastre către Dumnezeu, cauza pocăinței noastre, cauza sfințirii noastre, cauza credinței noastre, cauza mântuirii noastre, da? Mântuire în care noi alegem, noi voim, noi dorim. Dar întrebarea este de ce voim? De ce dorim? De ce ne întoarcem la Dumnezeu? De ce ne încredem în Dumnezeu? Da? Acestea sunt niște reacții ale voinței noastre. Dar ele sunt hotărâte de Dumnezeu din veșnicie. Apoi avem o altă afirmație pe care vreau să o ascultați. Iisus nu spune, Marta, nu pare vreau. asta e. Tu te-ai născut cu firea asta care se îngrijoiază și se frământă. Așa e fost predestinată tu. Și Maria predestinată să se nască cu o fire care nu se îngrijorează și nu se frământă. Și asta e viața Maria și Maria. Nu are ce să facă. Asta e predestinarea pentru ea, asta e predestinarea pentru mine. Haideți să uh, sumarizăm afirmația pe care am auzit-o. Iisus nu îi spune, îmi pare rău, tu te-ai cu, cu firea asta, așa ai fost predestinată tu și Maria a fost predestinată să se nască cu o fire care nu se îngrijorează și nu se frământă. Din capul locului, este abandonată doctrina depravării. Că toți oamenii se nasc înclinați spre păcat. Inclusiv Maria și Marta. Eu mă întreb dacă fratele neagă doctrina nașterii în păcat. Dacă neagă faptul că noi ne naștem în păcat. Te și întreb ce rol are afirmația asta aruncată în predică. Domnul Iisus Hristos nu spune că tu te-ai născut în, în păcat predestinat la iad și tu te-ai născut fără îngrijorări predestinat la cer. Nu există așa ceva. Toți oamenii se nasc în păcat, inclusiv Maria și Marta. Toți oamenii se nasc cu predispoziție spre îngrijorare, spre frământare, spre preocupare cu lucrurile lumii aceștia. Așadar, nașterea în păcat este o doctrină care vizează ceea ce experimentează fiecare om la naștere. Iarăși vedem că nu se înțelege doctrina predestinării sau se caricaturizează în mod doctrina predestinării ce este uh, mai grav. Doctrina predestinării tocmai de asta are sens, pentru că există doctrina depravării, doctrina nașterii în păcat. Fratele spune, e absurd, da, e absurd totul. Dacă ar fi predestinare, înseamnă că Domnul Iisus ar fi trebuit să spună, asta e, te te-ai născut în păcat, n-ai ce să faci. Nu, domnule, tocmai de asta are rost doctrina predestinării și are sens doctrina predestinării. Fiindcă Dumnezeu a știut căderea noastră în păcat și a permis căderea noastră în păcat și a văzut neputința noastră totală de a ne întoarce la El, de aceea a fost necesar ca El să ne aleagă pe noi, pentru că suntem stricați, pentru că suntem căzuți în păcat, pentru că suntem iubitori de păcat, pentru că suntem urători de Dumnezeu și urători de bine, pentru că suntem urătorii voii lui Dumnezeu, suntem rebeli, dușmănoși față de Dumnezeu. De asta are rost doctrina predestinării și are sens doctrina predestinării. Tocmai fiindcă ne naștem în păcat, este necesar ca Dumnezeu să ne aleagă. De asta este necesară uh, doctrina predestinării. Doctrina predestinării nu spune că noi ne naștem diferit. Asta îi induce fratele, da? Asta în felul ăsta caricaturizează fratele doctrina predestinării. Tu ai fost predestinată să fii îngrijorată, tu ai fost predestinată să nu fii îngrijorată. Tu să fii frământată, tu să nu fii frământată. Uite ce a făcut predestinarea. Pe unul l-a născut în păcat, pe unul l-a născut fără păcat. Nu spune doctrina predestinării așa. Este o berație. Deci nu există așa ceva în nicio carte de teologie, în concepția nimănui care susține predestinarea biblică, nu există asemenea enormitate. N-am auzit în viața mea așa ceva. Deci să spui cu o tare lejeritate de la învon, în chestiunea asta mi se pare foarte grav. Ori trădează o impostură intelectuală, teologică, voită pentru a caricaturiza și a îndepărta oamenii de o doctrină biblică, ori se trădează o ignoranță crasă cu privire la subiectul acesta. Da? Doctrina predestinării nu hotărăște că unul se naște în păcat și unul nu se naște în păcat. Spun cât de clar pot lucrul ăsta. Doctrina predestinării tocmai asta spune că toți ne naștem în păcat și pentru că toți ne naștem în păcat este necesară o alegere pe care să o facă Dumnezeu ca noi oamenii ăștia ales să fim mântuiți. Fără doctrina predestinării n-ar fi nicio șansă la mântuire. Doctrina predestinării, în esență, poartă cu sine realitatea că omul este depravat, este stricat, este înclinat uh, spre păcat. Acum, faptul că Domnul Iisus Hristos nu îi spune lui uh, Marta, tu te-ai născut în frământată și îngrijorată, Maria nu s-a născut așa, nu înseamnă că ele nu s-au născut în felul acesta la faptul că Domnul Iisus Hristos nu spune în pasajul acesta. De ce Domnul Iisus ar fi trebuit să spună în pasajul respectiv toate lucrurile pe care ne le imaginăm noi? Păi Domnul Iisus ar zice eu, nu spune în pasajul ăsta că Domnul Iisus a murit pentru Maria și pentru Marta. Sau că o să moară pentru Maria și pentru Marta. Ceea ce înseamnă, conform logicii Dumnealui, înseamnă că Domnul Iisus n-a murit pentru Maria și pentru Marta. Păi de ce? Păi pentru că pasajul ăsta nu spune că uh, ar fi murit pentru ele. E absurd, pasajul nu are scopul de a stabili pentru cine a murit Domnul Iisus Hristos. De asemenea, pasajul nu are scopul de a stabili cum s-a născut Maria și Marta, în păcat sau nu. De asemenea, pasajul nu are scopul de a lămuri dacă ele au fost predestinate la Iad, la Rai sau dacă au fost predestinate la ceva anume. Nu ăsta este scopul pasajului, nu ăsta este subiectul pasajului, nu este intenția autorului când a scris pasajul acesta. Da? A introduce subiectul acesta în contextul respectiv este greșit pentru că nu este scopul, intenția... Planul Domnului Isus Hristos ca să trateze lucrurile respective. Asta nu înseamnă că ele nu sunt adevărate. Da? Nu înseamnă că ele nu sunt adevărate doar pentru că Domnul Isus nu face un tratat antropologic și soterologic în Luca sau în Ioan. Asta nu înseamnă că nu există o antropologie, o doctrină a antropologiei în Sfânta Scriptură și că nu există o doctrină a predestinării și o doctrină a mântuirii. Ele există doar în alte pasaje. Deci a presupune că un lucru nu este adevărat doar pentru că nu e menționat în pasajul acesta este absurd. Și este o terferire a textului biblic. Aici avem în față textul sacru, nu ne putem juca cu el așa. Și să aruncăm ironii în predică gratuit pentru că noi pur și simplu avem anumite preconcepții și anumite judecăți. Acum, să răspundem totuși la lucrul ăsta. De ce Domnul Isus Hristos nu tratează păcatul îngrijorării și a frământării lui Marta uh, cu predestinarea? Pentru că nu acesta este medicamentul. În situația respectivă, Domnul Isus n-a considerat că medicamentul potrivit pentru îngrijorarea Martei este predestinarea. Și de aceea Domnul Isus Hristos nu introduce uh, subiectul acesta. Predestinarea are rolul ei în viața creștină și vedem lucrul acesta din simplu fapt că ea este prezentată în Sfânta Scriptură. Uh, dar, repet, pentru pentru ca să fie clar lucrul acesta, faptul că predestinarea nu este prezentată în contextul acesta, în care Domnul se ocupă de păcatul îngrijorării, nu în Marta, nu înseamnă că predestinarea nu are niciun rol, că predestinarea nu este biblică, că ea nu se găsește în Biblie și că ea nu are un impact puternic, impresionant asupra vieții credinciosului. Nu, ea are. Faptul că nu este prezentat în textul acesta, nu trebuie decât să ne învețe că, în contextul respectiv, Domnul Isus a considerat că nu este necesar să vorbească despre predestinare. Bun, în concluzie el spune, Maria și-a ales partea cea bună, este o alegere, da? Este o alegere. Zice Maria așa a ales partea cea bună, e o alegere, e o alegere. Cumva nu este predestinare, este o alegere, din nou se prezintă aceeași caricatură, aceeași doctrină greșită despre predestinare. Acum, haideți să ne gândim puțin. Care vor fi motivele erorilor? Pentru că refratele nostru și nu doar el, mulți alții prezintă doctrina predestinării în felul acesta. Păi eu văd două variante. Unu, că introduce subiectul ăsta al predestinării în mod intenționat da? și afirmă lucruri false despre predestinare, caricaturizează doctrina oponenților lui, o caricaturizează în mod intenționat, ceea ce arată lipsă de cinste și impostură, sau tratează subiectul acesta cu foarte mare lejeritate și relaxare, fiind ignorant cu privire la uh, adevărul despre predestinare, da? și fiind ignorant cu privire la ceea ce spun uh, adepții doctrinei predestinării despre ce înseamnă uh, predestinarea. Și dacă ăsta este cazul, atunci avem de-a face cu malpraxis exegetic, hermeneutic și pastoral. Pentru că se aduce în fața audienței un subiect pe care nici măcar Dumnealui nu-l cunoaște. Eu nu știu variantele, eu nu știu inima lui, eu nu știu ce cunoaște Dumnealui, el nu și-a expus uh, uh, toată doctrina despre lucrul ăsta, bănuiesc. Uh. Deci, nu m-aș mira ca asta să fie singurele lucruri pe care le crede despre predestinare. Dar astea sunt două variante care îmi vin în minte și care sunt adoptate de mulți oameni. Unii vorbesc din impostură în mod intenționat caricaturizează doctrina predestinării, iar alții vorbesc din ignoranță. Ceea ce îi face vinovați de malpraxis ex exegetic, hermeneutic, pastoral, aducând înaintea audienței un subiect foarte important pe care nici măcar ei nu-l cunosc. Acum, dacă Biblia vorbește despre predestinare și o face, iar un asemenea un caricaturizează din ignoranță sau conștient subiectul acesta, asta înseamnă să aduce o vinovăție grea pe umerii tăi și pe sufletul tău, pentru faptul că abordezi un subiect biblic în felul acesta. Este o vinovăție să iei Sfânta Scriptură și să tratezi un subiect biblic în felul acesta. Acum vreau să învățăm împreună câteva aspecte, vreo două, trei aspecte despre modul în care abordăm un anumit subiect. Vedeți că nu este important doar conținutul credinței noastre, conținutul crezului nostru, conținutul doctrinar, ci este important și metoda sau mijloacele pe care le folosim în formarea, în formularea crezului nostru. Da? Din ceea ce vedem aici, cu alte cuvinte, este important hermeneutica pe care o abordăm. Dar atunci când extragem și vrem să învățăm un anumit subiect. Ce învățăm aici? Învățăm că se ignoră în totalitate scopul textului. Se ignoră în totalitate scopul textului. Sunt sigur că dacă l-aș întreba pe fratele Crezi, frate, că scopul acestui text este să ne vorbească despre predestinare? Dumnealui mi-ar spune, nu, scopul textului nu este să vorbească despre predestinare. Ok, asta înseamnă că te faci vinovat de malpraxis exegetic și hermeneutic prin faptul că ai introdus un subiect care nu este tratat în pasaj. A doua observație legată de hermeneutică și de abordarea pasajului este că este esențial să respectăm subiectul textului, nu doar scopul textului, ci și subiectul textului. Iar dumnealui, identifică subiectul textului, la un moment dat sau cel puțin la unei porțiuni de pasaj în care Domnul tratează problema lui Marta și de la subiectul textului face un salt enorm nepermis nepermis pentru a aborda subiectul predestinării. Subiectul acesta al predestinării nu este tratat în pasajul acesta. Deci nu este normal să vorbești despre el aici. Sunt alte texte despre predestinare care nu sunt abordate de roc în predica aceasta și ar fi trebuit să fie abordate dacă el vrea să vorbească despre predestinare. Ok, predica nu era despre predestinare, asta înseamnă că nu trebuia să vorbească despre predestinare, textul nu era despre predestinare, așa că nu trebuia să vorbească despre predestinare, iar dacă totuși a ales să introducă uh, predestinarea, subiectul predestinării, trebuia să prezinte un text care vorbește despre subiectul predestinării și care a fost scris cu intenția să trateze subiectul predestinării. Ceea ce este uh, trist în asemenea situații este că persoane care interacționează pentru prima dată cu subiectul predestinării și al liberului arbitru uh, sunt de la bun început dezinformați și multe din persoanele acestea care sunt necunoscătoare uh, și care nu au poate nici timpul, nici dorința să cerceteze dacă ceea ce li se spune este adevărat, multe persoane de acestea își închid urechile pentru totdeauna față de un subiect biblic pentru simplul fapt că cineva a ironizat, a caricaturizat, a folosit un umor uh, nesănătos într-o asemenea situație pentru a trata un subiect biblic foarte serios. Cred că fiecare dintre noi avem ceva de învățat uh, de la asemenea uh, lucruri și uh, poate lecția cea mai bună este aceasta. Abordarea uh, textului Sfintei Scripturi folosind o hermeneutică corectă. Cel puțin două reguli banale. Identifică corect subiectul textului, identifică corect uh, uh, scopul textului. De asemenea, dacă vrei să prezinți opinia cuiva, uh, asiguri-te că o prezinți cu credincioșie și fără să o caricaturizezi. Altfel, te lupți tu cu sine însus. Și uh, acum mai spune lucrul ăsta, dacă este cineva în sală care știe ce înseamnă doctrina predestinării în Sfânta Scriptură, care știe ce cred, uh, de exemplu... Reformații despre doctrina predestinării te va descalifica din prima. Ori te va considera un impostor, ori te va considera un ignorat. În niciun caz nu ieși bine, da? Asta înseamnă că trebuie să te ridici la învon făcându-ți uh, temele acasă. Și uh, dacă te uh, duci să abordezi un asemenea subiect, care este greu, un subiect foarte greu, uh, abordează-l, dar în cunoștință de cauză. Vă salut și ne vedem la următoarea apologie.